România deocamdată nu are probleme cu plata datoriilor, dar nu se știe niciodată ce se va întâmpla, pentru că noi suntem, așa cum spunea și domnul Șnecă, suntem legați de aceste țări din grupul PIX, așa mai este denumit popular grupul țărilor cu datoriile cele mai mari și aflate în pericol, Portugalia, Irlanda, Grecia și Spania, care totalizează peste 1500 de miliarde de euro. Trebuie să spunem această cifră, e o cifră record a datoriilor suverane. Aceste patru țări, de fapt, sunt cele care îngrijorează foarte mult și Germania. Germania, în acest moment, discută neoficial, desigur, crearea unei noi zone a mărcii germane cu Austria și cu țările de jos, o zonă mult mai stabilă din punct de vedere economic și financiar, o zonă în care marca germană a funcționat o perioadă foarte bună de timp și foarte bine a funcționat și în care se pare că există o nostalgie a mărcii germane și o dorință de întoarcere, dacă vreți, în trecut sau în momentul acesta ceva oficial, dar există demersuri pe care se pare Bundesbank le-a făcut și care îngrijorează oarecum zona euro. Într-un fel, așa cum spunea și domnul Șerbănescu, pentru România este mai bine că nu este momentul acesta, să spunem, partea acestui sistem euro, că nu am trecut încă la euro, pentru că ne-ar fi afectat foarte mult. Ceea ce ne dă de gândit și ne obligă să găsim noi piețe de desfacere, să nu ne mai limităm doar la Europa de vest, cum s-a întâmplat până acum. Există piețe foarte bune pe care multe țări, chiar din grupul PIX, și mă refer aici la Italia și Spania, le accesează, e vorba de piețele din Orientul apropiat, Orientul Mijlociu, care nu sunt în acest moment pentru România o țintă, din păcate, pentru că au un potențial foarte mare din punct de vedere al absorpției mărfurilor de calitate medie și medie superioară, cum poate să ofere industria românească, în special calitatea medie la noi, să-i spunem, preponderentă, și care ar putea să constituie pentru noi, să-i spunem, o alternativă